Bună seara și bine ați revenit cu Dada Prof. Online cu probleme între matematică la geometrie. Mă cu drag, măi, tot timpul este, așa este. Limpede. Geometrie. Tot geometrie facem. Da, 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 bine, hai. Ipoteza ABC de paralelogram. A, B, C, D. Paralelogram. Deci, da. În paralelogram ABCD se duce o secantă oarecare prin vârful B. Deci, B prin care intersectează dreptele DC și AD în punctele M și N. BM secantă, da? Unde M aparține, hai să zicem, dreapta D, să vedem cum scriem. Deci, ducem o secantă, o dreaptă, da? Hai să zicem așa. Ducem o dreaptă de... secantă. Prin B. Cum scriem chestia asta, matematică? Fie D, o dreaptă, așa încât B aparține lui D. Și asta înseamnă că am dus dreapta D prin B, da? Deci fie D, așa încât B aparține dreptei D. D asta intersectează latura care? DC. DC. În M. Egal cu mulțimea formată din punctul M. D intersectează AD. AD. În N. Egal cu mulțimea formată din M. Da. Așa. În concluzie. Da. Să arătăm că MC ori AN este constant. MC ori A. AN este constant. Egal constant. Nu e la fizică, mă. Nu, la produsul ăsta e egal constant. Adică? Adică, să exprimăm, vedeți că M era datorită faptului că secanta a fost dus oricum, deci nu într-o anumită poziție, înseamnă că M și N sunt variabile. Însă pe M, C și pe AN să le exprimăm cu ajutorul laturilor paralelogramului. Mă gândesc. Laturile paralelogramului sunt fixe. Paralelogramul este unitat. Și atunci dacă AM ori AN egal cu 5. Nu cu 5, nu avem măsură. Egal cu AB ori CD bunoară. AB este fix, CD este fix. Deci să le exprimăm cu ajutorul laturilor paralelogramului. Sau cu diagonal. Deja. Exact. Al paralelogramului. Măsuri da. Fixe. Da? În sensul ăsta, că e egal constant. Așadar, să considerăm un paralelogram. A, B, C, D. Deci fie ABCD paralelogramul, prin B ducem o secantă care taie pe DC și pe AD. Deci, iată, duc așa secanta ca să mese câte. Să taie pe DC în M. Așa am înțeles, și pe AD în N. Și pe AD în N. Bun. Deci prin B ducem o secantă care taie pe DC în M și pe AD în N. Și cam atât avem o problemă. Da. Să arătăm că MC ori AN e egal constant. MC, adică asta. MC ori AN egal constant. Să vedem ce idee ne vine în minte. Fiindcă intră în discuție A, N. Avem D1 paralel cu AB.
D, mă, e paralel cu AB. Da. D, N, M, e asemenea cu AB. D, N, M, e asemenea cu N, AB. Și scrie și relația. Care? Teorema fundamentală. Da. Că intră D, N, intră AN tot. Uh-huh. Da? Din motivul ăsta. Și atunci, hai să zicem. D, M, poftim, Anca, D, M, paralelă cu AB. N, D, M. Asemenea cu triunghiul A, B, A, B, N. Și rezultă de aici, din asemănare, că scrim laturile unui triunghi sus și laturile celorlalți triunghi jos, da? Deci triunghiul A, D, N, care D, N, M, triunghiul D, N, M, și de desubt să fie triunghiul N-A-B. N-A-B. Și atunci avem D-N supra N-A. D-N supra N-A. E bine? Da. D-N supra B. D-N supra N-A. Supra N-A. Da. E bine, da? D-N, că se uită ăsta, ăsta e că un gând supra N-A. Egal cu? Nu. Sigur că da, nu mă. Supra D. N, M, supra? D, A. Supra D, A. Păi N, M, e privită de unghiul de aici. Unghiul de aici e congruent cu unghiul A. Unghiul A, din ce motiv ăsta? Paralelete de secantă. Unghiul din A cu... se privește spre NB. Deci NM supra NB. NM supra NB. Și egal mai departe cu cine? Cu DM. DM supra? AB. Supra AB. DN paralel cu BC. Rezultă că... O secundă. Hai să vedem de aici, Miruna, cu cine am ales. Deci, avem pe N... N-A. N-A. Unde avem? Pe aici avem, nu? Deci subliniem raportul ăsta, că mă interesează N-A și cu cine să leg eu, crezi tu? Cu D-N-M. Triunghiul D-N-M e asemenea cu triunghiul. Nu, 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 Miruna. Din șirul de rapoarte, din șirul ăsta de rapoarte, la cine să mă opresc, te întreb eu? Neapărat primul raport, dar cu care din celelalte două să-l iau? Corect. Cu al treilea, calare pe AB și... AB e cât DC, e paralelogram. Exact. De acolo va fi cât DC, dacă va fi nevoie. Deci, neapărat o să iau așa. DN supra NA egal cu DM supra AB. Așa ar fi câștigul din aplicarea teoremei fundamentale. Pe chestia asta. Deci ne-am gândit la lucrul ăsta pentru că am avut pe N-A. Și dacă vrei, poți să scot pe N-A de aici. Fiindcă vreau să mai fac un pas. Deci N-A ar să fie egal cu cine? N-A. Un termen. Egal cu produsul ăsta ori două. Adi. AB ori D supra D. Deci N-A egal cu AB ori ori D, N, supra D, M. Supra D, M. Deci A, B, ori D, N, supra D, M. Asta e N, A. Ca să prindem și primul C, avem D, N, paralel cu B, C. Deci triunghiul D, N, M, e asemenea cu triunghiul M, B, C. Uite ce chestie, ce prinde. Faptul că avem nevoie de M, C, îi telefonează ei chestia asta, să se oprească la triunghiul M, B, C, și DMN, care triunghi DMN, este asemenea cu ăsta, pentru că de aici DN e paralelă cu asta, da? Da. Deci e bine cum gândește Miruna și să zicem cum DN, DN e paralelă cu cine? Cu BC. Rezultă că triunghiul, zi-o încă.
MBK. Asemenea cu Z, M, N. Cu triunghiul Z, M, N. Și? Acum eu laturile... Da, scriem proporționalitatea laturilor pentru triunghiul respectiv. Și hai să zicem D, N, M, D, N, supra. Egal cu N, M, supra. Și egal cu M, D, supra. Și jos. D-n-ul. D-n-ul de cine e privit? D-n e privit de unghiul M, care e congruent cu ăsta opus la vârf, supra BC. De supra BC. Egal cu AD. D-n-ul e privit de unghiul N-m. Nu suntem la N-m. N-m. Așa, N, M, I privit de unghiul D, dar... Unghiul D e congruent cu care unghiul? Unghiul din B. Unghiul D, cred că este congruent cu unghiul C, măi, adică. Că astea sunt paralele și asta e secanta și astea sunt alterne... Alterne interne, da? Da. Alternează și sunt în interior. Deci paralele, secanta și alterne interne. Iar unghiul ăsta se uită spre MB. Deci supra MB. Foarte important asta. Dacă nu sunteți atenți la asta, nu scrieți corect proporționalitatea. Și a rămas a treia latură. Pe BK am folosit-o. Pe MB am folosit-o. Rămâne MK. Supra MK. Bun. Eu mă uit, iar mă întorc. Am AN ori MK. Corect, MK-ul. Aici e MK. O sublinez de aici MK. Și cu care din ăsta două să le iau în discuție? D-n supra BK. D-n, mai văd D-n aici. Da? Supra BK. Deci mă opresc și scriu relația. M-D supra MK egal cu D-n supra BC. De unde reiese că MK. MK, de care am nevoie, va fi egal cu cine adite, o să vă egal vezi. Egal cu BC ori D ori MD. BC ori MD. Supra DN. Supra DN. Totul supra DN. Și iată. Nu? Exact, așa spune, să ne mulțesc. Ne mulțim. Pe AN cu MK. Așa, așa cum zicem. MK ori MK. Egal, AN îl știu, AB ori DN, egal cu AB ori DN, supra DM, înmulțit cu... Cu BK ori MD. BK ori MD. Supra DN. Supra DN. DN cu DN se simplifică. DN se simplifică. DM cu DM iar se simplifică. Și egal cu AB, ori pe ce? Dar AB că e latura paralelogramului. Da. BC e latura paralelogramului. Sunt fixe, constante. Deci egal constant. Este în funcție nu de MK, MD, nu știu ce, sau N. Produsul este AB ori BC. A, B, ori B, C. Laturul alt, clar, problema atâta. Asta înseamnă că e egal cu asta. Mai revedem o dată. Unde vi s-a părut interesant? Vă rog să priviți. Asta, cum știu eu ce înseamnă constant? Păi, înainte de a începe problema, ce v-am spus? Sper să reușim să arătăm că produsul ăsta este egal cu ceva în funcție de laturile paralelogramului. Asta am sperat. Și imediat ne-am apucat de treabă. Paralelismul DM cu AB ne-a obligat să scrim triunghiul ăsta cu triunghiul ăsta asemenea. Și paralelismul BC cu AN sau cu DN ne-a determinat să spunem triunghiul ăsta sunt iarăși asemenea. Scriu raportul. Iarăși, sunt trei momente importante aici. Atenție! Strategia construită, ce ar trebui să arătăm, fructificăm paralelogramul, cele două paralelismul acelea, adică de două ori teorema fundamentală asemănării, nu folosită. În șirul de rapoarte construit egalitatea asta din teorema fundamentală sunt
trei rapoarte, nu? Două egalități aici. La care ne oprim, și aici am zis, dm supra n a, cu cine a mers ideea dm spre ab, intra b fix, nm și nb nu place. Că nm și nb, nu-i aleatoriu. Măcar pe ab la b fix. Da? Pe urmă, când ne-am dus aici în șirul celălalt de rapoarte, intră mc cu care din celelalte două? Aceea în care se intre BC-ul. BC-ul pentru că BC e fix. Da? Și totul merge perfect. Da? Aceste lucruri trebuie știute. Deci momente importante de care au fost? Primul, valorificarea paralelelor pentru, pentru asemănare. Și tot... Deci momente importante sunt care? Momentul 1. Triunghiul, hai să zic, triunghiul DNM. DNM, da. Asemenea cu NAB. Asemenea cu triunghiul NAB. NAB. DNM. DNM cu NAB, nu? A, și cu MCB, da. Cu NAB. Și asemenea, în continuare, permis să spun numele, da? Și cu triunghiul MBC. Triunghiul MBC. Care au condus la șirul de rapoarte respective și de acolo am scos cele trebuie și am mulțit și le-am și perfect, da? Asta a fost important, da. Bine? Ela, te rog să scrii tu ipoteza la cealaltă problemă. Da. Da? Eu să am și eu acasă să... Că să te dau acum. Uh-huh. Și am văzut dacă te uită. Până la urmă dau, vei, nu? Da, da, da. Interesant ce dau. Păi, asta va fi lucrul cel mai important. Cât din ceea ce am registrat, dau ei. Avem A, B, C, D, 4 la T. B, D congruent cu B, C. Segment. Bisectoarea BM bisectoarea ABC bisectoarea unghiului ABD M aparține lui AC. Și N aparține lui AD. Să arătăm concluzie că MN este parabel CD. Facem un 4 la ter, după cum bine ați văzut. Mare, mare. În care BD. Adică o diagonală să fie congruentă cu BC. Da? Thank you.
zici cu bătuf ori niște lanțuri. Alo? Tanti? Te rog mâna, Tanti. Ia ne-a plâns. Nu, nu, rămâi mai tare, rămâi mai tare. Alo? Am uitat să râd. Uitați, BC încât BD. Vedeți? Eu am luat BC întâi cât BD și după aceea am unit și am făcut 4 la 3. Se zice că BD e cât BC, asta înseamnă că triunghiul care? B, D, D, B, C este isoșel. Din B după dată disectarea unghiului ABC, deci mă uit la ABC și o duc cu aproximație în disectoarea în parte 1 în 2. Așa, nu aparține lui AC. Aha. Deci trebuie să mă opresc aici. Nu trebuie să duc până jos. Numesc pe A și cu C. Și aici ai mână. Deci asta e bisectoare. Bână. Fac o altă culoare. Așa, deci unghiul ăsta de aici. Cât ăsta de aici. După aceea, B, nu-i bisectoare A, B, D. Fac altă culoare. A, B, D. A, B, D. Nu-i de aici, cu altă bisectoare. Care se taie latura A, D. Despre un patru la teroare care ești, nu? Da. În care BD este cât BC. BD cât BC. Am făcut. Gata, am dat și bisectoare, doar să trebuie să. Da. Deci ăsta e. Foarte bine. Deci BD este cât BC. Da. Esențial și acest lucru. Încep, eu acum citesc, nu? Problema. Deci latura asta e cât asta. Da. Deci aceste două laturi sunt congruente. Triunghiul este isoscel. Unghiul la bază sunt congruente. Știm toate lucrurile acestea, da? Bun. Din teorema bisectoarei triunghiul BM e bisectoarea lui ABC. BM, bisectoarea unghiului ABC. Ce știm? Bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente, dar lucrează și teorema bisectoare. Corect. AM supra MC. Deci AM supra MC va fi egal cu AB supra BC. Da. O dată. Foarte important. Deci când am avut bisectoare acum, imediat mă gândesc, parte unghiul în două părți, dar și latura opus în segmente, AD, AM și MC, și ANCA, încât AM supra MC, egal cu latura asta mică pe latura mare. Da? Deci, cu alte cuvinte, mai altfel spus, dacă am să am M, latura asta dinspre vârful A. Deci B, A. A, M supra M, C, egal cu B, A supra B, C. Iată, s-a dus și bisectoarea din vârful, tot din B, între unghiul A, B, D, văd aici. Da. A, B, D. Și atunci împarte latura opusă în două segmente, adică latura AD în două, NA și NB, încât NA pe ND egal cu AB supra BD. AB supra BD. Trebuie să arătăm că MN, văd că în concluzie, da, MN, paralelă cu CD. MN, trebuie să arătăm că MN paralelă cu CD. C
Ce ar trebui să arătăm ca paralismul să se întâmple? An supra n d egal cu am supra m c. Deci an supra n d egal cu am supra m c. Și o să avem ceva de genul ăsta dacă le transcriem pe foarte el. Tare! Sigur că da. Deci un de la A dintre ei. Deci acolo ne agățăm, nu se poate. Deci, hai să spunem, dacă și numai, dacă vedeți, mă duc la concluzie. A arăta că m n e paralel cu CD este echivalent cu a arăta că an supra n d egal cu a n supra n d, a d egal cu cine? A n supra n d. Egal cu a m supra m c. Așa, a m supra m c. Deci aș spune autorului că în loc să-i arăt, să arăt chestia asta, eu arăt asta, echivalentă. Deci am mutat problema într-o altă formă, relația din concluzii sau paralismul acela, la relația asta, deci. Scriem. Scriem că BM bisectoare. Anca, BM bisectoare. Rezultă. AM supra BM, da. Alo? Da, 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 central. Observatorul central. Antena la 8, așa mi se spunea. Da. Insistați, o-i spus la ora 8. Da, bine. BM bisectoare. AM supra BM. Deci înseamnă că, zicem, AM supra... AM supra? Supra MC. AM supra MC. Faptul că BM, da? Deci în partea la... AM chiar supra MC și când trebuie mie AM supra MC. Deci rezultă că AM, adi, AM supra MC. Egal cu? Egal cu... Egal cu cine AM? Egal cu AB supra BC. Egal cu AB supra BC, sigur că da. Supra BC. Pe de altă parte, BN bisectoare rezultă că A N supra N D A N supra N D A N supra N D egală cu A cu A că supra nu cu A B. Da, de grăis A N supra N D egală cu un triunghiul ăsta, te uiți. Cu, da, unde e bisectoarea? A, B, supra, supra D. Deci, A, B, supra B, D. Supra B, D, latul din unghiul acela la care bisectoarea am dus mai. Copii, dar trebuie să știți aceste lucruri, că pare rău dacă nu vei clar, că zic bisectoarea unghiului, A, B, D, păi unghiul ăsta e format de laturi B, A și B, D. Deci de aceea zicem, A, N supra N, D, egal cu A, B, supra B, D. N-aveți voie să bârbâiți aici. Ori știi, ori nu știi. N-ai ce scrie mai departe. Da? Deci A, N supra N, D, egal cu cine? A, B. A, B supra? B, D. Cum B, C, E... Eu vreau să arăt că astea două sunt egale. Păi cum B, C, E, cum B, cu B. Deci asta ar vă fi egale dacă și numai dacă egale lor, adică A, B supra B, C, A, B supra B, C, nu? Să fie egal cu? A, B supra B, D. A, B supra B, D. Ce supra? A, B supra B, D. Păi A, B este acela următor. Și B, C, B, D. Și că asta e problema. Da? Deci, vedeți, a fost din nou o problemă de cei care, la care nu am mai gândit de multe ori. Ca să arăt asta, ce ar trebui să arăt? Deci concluzia o traduc. Să fie paralel, ar trebui să fie teorema fundamentală teoremului Thales. Proporționalitatea laturilor. Și ca să fie asta egală, ce, cum va fi? Ei, mă întorc, am, stai că am bisectoare. Înseamnă că scriu asta. Stai că am și alte bisectoare. Scriu asta. Tocmai mitra am și mâc, am și mâc. Ca să fie astea egale, ar trebui ca astea să fie egale. Ei, astea egale? Păi da, sunt egale. E terminată problema. Păi tocmai. Ipoteza totdeauna ne spune tot. Numai noi trebuie să avem
forța necesară să citim. Da? Deci să citim cu și grijă. Teorema bisectoare care? Știți laturile care formează... Știu să o scriu, dar nu știu să zic. No, uite așa, hai să mai citim o dată. Deci dacă am dus bisectoarea unui unghi, bisectoarea unghiului de seacă copii. Bisectoarea asta taie latura opusă, deci A, B, C, într-un punct M, încât BM supra MC, BM supra MC, e egal cu AB supra AC. Deci mă gândesc la bisectoarea unghiului respectiv. Deci nu mai caut o altă latură prin altă parte. Nu spunem lucruri într-o aiurea fără niciun... Dar și zice bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului. Da? În ipoteză, bisectoarea da? Unghiului. Unghiurile la laturile unghiului respectiv, acolo da. Stă. Da. Mergem mai departe. Da. Vă dă și teorie. Adică teorie înseamnă demonstrați teorema lui bisectoare. Sau enunțați, nu? Nu. Nu, demonstrați. Mai enunțați? Da, nu, nu niciodată demonstrați. Atunci e frumos. Demonstrați teorema bisectoare, teorema lui Menelau. A lui Tales, sau reciproc a lui Tales. Da, sigur că da, deci de demonstrat. Asta înseamnă teorie. Dar vă dat numai să enunțați niște rezultate. În sensul ăsta. Da. E, dacă nu știți de rezultatul acela, măcar rezultatul, n-ai cum să-l folosești în aplicații. Dacă tu nu știi teorema lui bisectoare aceea, că bisectoarea unui, într-un triunghi, bisectoarea unui, de parte latura opusă, în două segmente, proporțională cu latura care formează unghiul, nu ai cum să scrii o dată că să faci o problemă. Hai să vedem mai departe. Altă problemă. Da. Adică ești abătut, nu ești tu în seara asta. Nu? Da. Nu ești prezent. Da, tu astăzi nu ești prezent, Adică. Să spunem pe cea dreaptă, mă. De la ștensul tablei, când am venit. Exact. Nu te interesa. ABC de rom, în ipoteză. Deci în ipoteză. A, B, C, D, rom. Punctul M aparține lui BC. M aparține lui BC. M aparține lui AC, astfel încât M a lui AC, astfel încât mână paralel cu AB. Mână paralel cu AB. Dacă P aparține lui AB, P aparține lui AB, astfel încât, așa încât MP este paralelă cu AC, să arătăm în concluzie că CN supra AC plus BP supra AB este egal cu 1. Da. Deci CN supra AC plus BP supra AB face 1. Să luăm un rom. E cel mai ușor să semnăm cum? Două diagonale. Deci două segmente perpendiculare pe care le socotim diagonale. Ele se și înjumătățesc perpendiculare și pe urmă unim. Deci unim acesta și înseamnă A, B, C, D. A, B, da, atenție, trebuie să respectăm un sens de rotație. Deci, totdeauna, grijă multe, când A, B, C, D. Nu A, B, C, D, dar atunci împărtăm... A sus atunci. Așa. A, B, C, D. Și mai știu ceva despre rom, domn profesor? Așa. Ce lucruri mai putem spune despre rom? Are unghiul de... Când se întâlnesc diagonalele a unghiului nou de aici. Bisectoare. Și bisectoare, diagonale sunt și bisectoare. De acord cu asta. Are unghiurile toate, are laturi toate. Are două laturi alăturate. Alăturate. Toate laturile congruente. Alăturate. Două laturi.
paralele de 8 de 2. E paralelogramul dinainte. Deci de, definiția este așa, paralelogramul este, rombul este paralelogramul cu două laturi alăturate congruente. Deci paralelogramul, uitați la paralelogram, stai o secundă, atenție ce vă spun. Deci definiția rombului este asta. Paralelogramul cu două laturi alăturate congruente. Că într-un paralelogram știm toate alea. Laturile opuse sunt paralele și congruente două. Ăsta. Știm că unghiurile opuse sunt congruente, că unghiurile alăturate unui latur sunt congruente, că diagonalele se jumătățesc. Toate le știm. Ele sunt preluate toate proprietățile, dar când ne-am adăugat că asta e cât asta, el a devenit romb și are în plus diagonale tot înjumătățite ca înainte, dar nu, în plus sunt perpendiculare. Și în plus, cele două diagonale în paralelogram nu sunt bisectoare. Aici sunt și bisectoare. Deci sunt și bisectoare. Da? Bun. Deci noutăți față de paralelogram, în romb, diagonale perpendiculare și bisectoare. Da? Laturile sigur sunt toate congruente, paralele 8 de 2. Bine, avem pe M pe BC. M este pe BC. Unde luăm pe M pe BC? Nu luăm la mijloc de regulă. Dar știm luăm bine. Așa încât. Așa încât M N să fie paralel cu AB. Deci, hai să luăm pe aici pe M, din coace pe M. Și să ducem M aici pe, pe BC. M. Și nu în partea asta, altă, și ducem paralele. Și nu aici. Mână. Zice pe N dacă. Cum? E în aparține lui AC. E în aparține lui AC. A, B, C, D. Pe AD. Deci M, pe, M este pe BC, AD. Deci nu prelungiți până pe AD. Așa, pe... Da, nu prelungiți până pe AD, îl puneți, o puneți doar pe AC. Da. Opriți-vă la AC, domn profesor, și puneți nou. AC, aici, da? Da. Aici. Am înțeles. Acolo e. Am, spate. Nu, AD, bine, nu? Că e da, pe AC. Da, da, P-ul pe AB, P-ul pe AB, așa încât MP, MP să fie paralelă cu AC. A, o ducem pe M, adică prin M se duce o paralelă la AC, până taie pe AB în P. Și trebuie să arătăm că CN supra AC, CN supra AC, plus BP, BP supra AB, să facă 1. CN. CN. CN pe AC, îl prindem și BP pe AP, l-am prinde într-un unghiul AKB. Într-un unghiul AKB. Nu avem N paralel cu AB. Și în el avem N paralel cu AB. N, M paralel cu AB, Miruna, corect. Apoi avem P, M paralel cu AK. Corect. Deci aici se joacă problema. Da? Deci în triunghiul. În triunghiul AKB, ACB, da? Sau BCA, ABC, ABC. Avem că MN paralelă, MN paralelă cu AB, da? Și atunci, ne gândim Thales? Dacă schimb teorema fundamentală, asemănări sau teorema lui Thales. Da? Care ne ajută. Care ne ajută. Thales. Cum vorbește de CN și AC, teorema fundamentală. Da? Deci, înseamnă că triunghiul CNM, da? Sau MNC, MNC, este asemenea cu triunghiul ACB. ABC sau ACB. ACB.
Și de aici a zis, Anca, te rog pe tine să vorbești, să-mi scrii. Domnul laturile lui M, B, C. Ce? Deci zici și mână, egal, mână, egal, și cu C, mă, da, și la mână supra, M, supra, în triunghiul mare, ABC. A, ce? Cum ai gândit? A zis mână din triunghiul ăsta, da? Da. Mână din... Da. La cine se uită? Mână e privită de ce unghi? De unghiul ce? Unghiul ce e comun triunghiului. Și atunci unghiul ce, în triunghiul mare ABC, la cine privește? Spre A. Unghiul ce spre un punct, spre o latură. Deci, încă o dată, Anca. Deci am luat pe NMC da. Și ABC. Da? Care sunt asemenea. Am scris laturile triunghiului sus, al lui NMC. Și NMC, adică mână, între unghiul NMC, mână este privită de unghiul C. Unghiul C este comun în triunghiul ABC. Spre cine se uită unghiul C în triunghiul ABC? Poftim, spre AB. Spre AB, măi, Anca, de ce îmi pierdem atâta timp? Da. Deci unghiul C nu se uită spre vârful A. El se uită spre latura. Eu vă duc așa ca să vedeți latura care e. Deci, spre A, supra AB. Da, egal cu N, C. AC. N, C. N, da. N, C, în triunghiul N, C, deci... NC, în triunghi NMC. Privești supra NM. Supra NM. Păi mai, încă o dată. NC. NC, Anca. Da. În triunghi NMC. E privită de unghiul din M. Unghiul din M, cu care unghi este congruent din triunghiul ABC? Păi dacă astea sunt paralele, Anca, astea paralele și astea se cantă, cu unghiul de aici este congruent. Și unghiul de aici, între unghiul ABC, supra? NC. O să fie NC. Păi tot aceeași latură din triunghiul. Deci trebuie să iei latură din triunghiul mare, Anca. De jos pune latură din triunghiul mare. Poftim, AC. Supra AC, măi. Deci, sus am terminat cu laturile triunghiului mic și jos trebuie să punem laturile triunghiului mare. Și ca să văd care din laturile cele, care din cele trei laturi al triunghiului vor fi puse jos, fac acest control după unghiuri. Și am zis, mână care face parte din triunghiul NMC, mână este privită de unghiul C. Dar unghiul C este comun în triunghiul ABC. Și latura care este opusă este AB. NC. Am mers la NC. NC este privită în triunghiul NMC de unghiul M. M e congruent cu B. Și B privește spre AC. Supra AC. Și acum a rămas a treia latură CB. Bun, hai să vedem ce avem noi aici. Ce n supra ce? Ce n supra ce? Foarte bun, îl subliniez, îl încadrez, că acesta este un raport care mă interesează. Cu care din ăsta două să îl cuplez? Cu mână supra B. Mână supra B pentru că avem da. Nevoie. Da. Deci zicem, M supra AB. AB. Sau să zic invers, adic. NC. NC. Supra AC. Egal cu MN. Supra AB. MN supra A. De unde AC egal cu AB? Nu, că mă interesează. NC supra AC chiar îmi trebuie asta. Lasă așa. Deci nu umblu la el. Subliniez. Îmi văd de treabă. E de altă parte. MN.
paralelă cu AC. PM paralelă cu AC. Rezultă că triunghiul PBM PBM triunghiul PBM este asemenea cu triunghiul care ABC. Domn profesor, da? Acolo la MNC, asemenea cu ACB, ne trebuia mai MNC pe AC egal cu MC pe GB. O să vedem acum. O să vedeți la sfârșit. Deci e mai favorabil. Da. Eu nu m-am prins acum încă. Am luat unul din rapoartele acestea, da? Mm-hmm. Tu spui că celălalt ar fi de folos. O să ne dăm seama imediat. Spătim și asta. E asemenea cu triunghiul ABC, nu? Din aceeași motive. Corect. E asemenea cu triunghiul ABC. Și atunci... PB supra egal cu PM supra egal cu PM. Deci PB. PB. Supra. Egal cu PM. Supra. Și egal cu PM. Supra. Supra. PB. Mai întâi pe PB. Cred că nu dă seama. PB. Da. Supra. Din triunghi mare. AB Anca. Perdem AB. Mult timp, pentru că Anca nu ți-e clară. BP, am zis, nu? Da. BP este privit de unghiul ăsta, dintre unghiul BP, mă. Dar unghiul de aici e congruent cu ăsta de aici, din motive că două paralele de așa se secantă, unghiul de aici e congruent, ar fi corespondente. Și unghiul de aici privește spre AB. Da? AB. Supra AB. Egal cu BM. Sănătate. CB. BM supra? CB. Supra BC sau CB, corect. Și egal cu? AC. Și rămâne AC, cel de-al treilea, cea de-a treia latură. Nu, ne trebuie BB supra B. PB supra B, adică asta de aici, da? Da. Luată cu unul din... Cu BM supra CB. BM supra CB. Subliniez pe ăsta de aici. Și acum să le adunăm, să vedem ce se întâmplă. NC plus A, NC supra AC, NC supra AC, plus PB supra AB, PB supra AB, este egal cu NC supra AC, noi am luat MN supra AB, MN supra AB, cred că Anca are Miruna are dreptate și mai bine că M supra CB. Că M supra CB să le ducem. Deci egal cu C M supra C B. M supra CB. Plus, plus B, B M supra CB. B M. Deci C M. Unde avem C, C. M supra CB. Și tu spui egal cu BM mai departe, nu? BM. Avem asta, BM supra... CB. Așa, BM. BM supra CB. Și egal mai departe cu... CB cu CB este aceeași numitor. Și atunci zicem CM plus BM supra BC. Și CM plus BM... IBC. IBC. Uitați-vă, BCB1, da. Și gata, BCB1. BC. Faceți bun. Și terminat problema. Din nou, greutăți destul de mare, Anca, pentru că încă nu ți-e clar ce înseamnă proporționalitatea laturilor celor două triunghiuri de asemenea. Da, deci, îndată, vreau să insist ca să clarificăm lucrurile. Deci, dacă cele două triunghiuri sunt asemenea, ca să, dintr-un motiv sau altul, fie un paralelism care îți asigură asemănarea, fie ai două unghiuri congruente care te duc spre ideea că triunghiurile sunt asemenea, ei,
În clipa aceea te scrie raport, să scrie proporționalitatea laturilor între cele două triunghiuri. Și la numărător iei laturile unui triunghi, ca strategie clară. Și la numitor te pui pe celălalt. Dar cum le pui? Nu le pui la întâmplare, ci le pui pe baza faptului că ai deja unghiurile congruente două de două. Și ei. Latura asta e privită de unghiul ăsta din unghiul. Unghiul ăsta e congruent cu ce unghi din celălalt triunghi? Acelui unghi se vă opune nu știu ce latură. Da? Și în felul ăsta reușim să scriem proporționalitatea laturilor respective. Deci urmează lucrarea, dar trebuie să înțelegeți că fără efortul vostru nimic nu se poate face. Noi avem pretenții și cerem, dar nimeni nu poate învăța în locul vostru, asta e foarte clar. Da? Cât e ceasul? 50. 50 la cât e ceasul? Da, cât e ceasul copii? Ceasul e 8 fără 5. 8 fără 5. Da. Așa. Hai să încercăm să ne oprim și noi să vedem. Că așa e un moment unic. O să vină, o să anunț pe Andreea și vedem. Da? La revedere. La revedere și să vedem și noi. Filmul. Ceasul cu